Viața este o odisee prin timp și spațiu, un cumul de experiențe pe care ni le dorim fantastice. Vino alături de mine într-o călătorie fascinantă prin lume și istorie, o aventură ce surprinde legătura dintre credințele străvechi și cele actuale, valorile comune care ne leagă și tradiții de bază. Vom descoperi împreună ingrediente și mirodenii surprinzătoare, experiențe gastronomice inedite, peisaje și destinații de vis, obiceiuri și ritualuri nemuritoare. Pe scurt, întreaga frumusețe a unui stil de viață care are puterea de a ne face mai sănătoși, mai fericiți. Dar ceea ce face ca această emisiune să fie una cu adevărat specială sunt oamenii. Vom întâlni personalități extraordinare care ne vor împărtăși poveștile și experiențele lor inedite, dar vor deveni și o sursă de inspirație pentru toți cei care ne urmăresc. Sunt Maria Andrei, iar Life and Style începe chiar acum! Olimpismul nu înseamnă doar sport, întrecere și efort fizic. Este o întreagă filozofie de viață care te face să simți munca susținută a sportivilor în efortul lor continuu către perfecțiune și care combină într-un ansamblu echilibrat calitățile corpului, voinței și spiritului. Așadar, dacă vine vara, suntem în 2024 și ne gândim tot mai des la Paris, cu siguranță se apropie deschiderea Jocurilor Olimpice, cel mai important eveniment sportiv al acestui an. Trebuie să călătorim în timp, să ajungem în anul 776, când avem prima mărturie că atunci s-au avut loc primele Jocurile Olimpice. Bineînțeles, n-a fost prima dată, da? A fost o tradiție care pur și simplu atunci apare și înscris că așa a fost. La început, bineînțeles, Hercules era un erou și era foarte bine pregătit fizic. Și în jurul templului ridicat pentru Zeus au început să se organizeze jocuri sportive, concursuri sportive. La început au fost locale, nu au fost naționale pentru toți greci, panelinii, cum zicem noi, pentru toți greci. Dar încet, încet, fiind Olimpia situată în Peloponez și într-o locație foarte importantă pentru Grecia, au apărut și alte clădiri de administrație, de organizare. Au început să participe mai multe orașe, că era participare prin fiecare oraș, trimitea un sportiv sau mai mulți pentru a avea prezență, care era foarte important. Era ca un fel de diplomație pe vremea respectivă. Greece is like an open museum for that. It's like we can find everything. I mean, it started from there, and all the main, you know, venues and you know, areas that have been connected with the history of the games. It's in Greece, so it's a good opportunity to go around and feel, you know, those places and hear the stories and the history, and you know, stay there and feel how was it, why this wonderful thing. Which is the spirit of the Olympic Games, how did it start? So if you don't feel that, you cannot actually enjoy the Olympic Games. It's like another show, but it's not another show. It has a meaning. It's not another show on TV. Okay, it's not another show on a field or whatever. It's not like football. Football is amazing, but it's something more than that. It's a cultural event that has a very deep meaning for our civilization, for the Western civilization, and it defines our identity. One of my favorite demigods is Heracles, or we call him Hercules. We've heard of Hercules, but what was he exactly? Well, he was a demigod. He was a child of Zeus and a mortal mother. Zeus being, of course, the king of gods, king of heavens, the weather, the destiny, the law. Now, Heracles was credited for the birth of the Olympics, which is continued and celebrated today, the Olympic Games. Now, how did this all start? Well, one time, this fellow called Augeas insulted Heracles' father, Zeus. So Heracles decided, okay, I'm going to challenge you to a wrestling match. The battle raged for hours,
And the more powerful the two, Heracles beat the opponent and later ordered that a temple to Zeus be built at the site. And in addition, every 4 years, the games would take place. Oamenii au fost atrași de activitatea fizică încă din cele mai vechi timpuri. Munca de cercetare a arheologilor a arătat numeroase reprezentări ale oamenilor preistorici care practicau diferite tipuri de exerciții fizice. Și atunci se impunea o astfel de competiție grandioasă care să-i alăture pe toți cei care performau în sport. Probelor legate de efortul fizic li s-a alăturat un alt gen de întrecere artistică, cu ode, poezii, muzică și pictură. Nu erau de la început jocuri sportive, era un concurs de muzică, de artă. Deci, și tot cu participare din toată Grecia. Dar încet, încet au intrat și acolo. S-a legat muzica de exercițiu fizic și au intrat și jocuri sportive ca un fel de activitate și acolo. Cel mai mare sportiv al acelor vremuri a fost Milo din Creaton. El era un sportiv din sudul Italiei, care a participat la mai multe jocuri olimpice și a fost declarat cel mai mare sportiv olimpic al jocurilor olimpice antice. Ei erau un fel de semizei olimpici. Și erau premiați în acele perioade, erau premiați cu coronițe de măslin și erau unși cu uleiul de măslin, cu care erau unși numai zeii, miruiți, cum se zice, numai zeii și numai olimpici aveau voie să se dea cu acelor miruri. Now the hero of my book called Demigods, Aliens and Ordinary People is a fellow called Chris, and he talks about the Olympics, his experience. Now, the Olympics is a culmination of 4 years of intense requirement, specific focus on a moment in time, a small moment in time, where it's difficult to perform at your peak, but intensely gratifying because you have achieved what many have not done. That's why I like the Olympics. La început era numai de alergare, de exemplu. Dar apoi au apărut și lupta, a apărut și hipodromul, deci s-a completat. Și de acolo unde a fost o singură zi dedicată concursurilor, la început s-a încheiat o întreagă organizare care avea loc 5 zile. Era foarte important, era condiție să nu fii implicat în război. Și asta a fost mesajul jocurilor de la început. Indiferent ce diferențe, ce probleme erau între orașele participante, nu aveau loc acolo. Acolo era toată lumea pentru sport, pentru distracție, că normal că se dădeau mese după încheierea, da? Și pentru a implementa sau a dezvolta relații între orașe. Istoricii sugerează că flacăra s-a născut într-un templu ridicat de grecii antici pentru a onora pe Hera, puternica regina zeilor mitologici. Grecii antici aprindeau flacăra cu ajutorul unui creuzet poziționat cu fața către soare. Razele soarelui erau atunci concentrate acolo și aprindeau iarba uscată. Jocurile olimpice moderne încep de acolo. Acolo iau torța cu focul din Olimpia, exact în același context, în același mod cum se făcea în Antichitate. Focul era un simbol, era viața, era legătura între omul și Zeus. It's the flame, let's say, is created, is born, let's say, from the sun, from the sun rays in as it was at the time in ancient Olympia, and then it is transferred to the marble stadium, Panathinaikos Stadium in Athens, and then it goes around the world, and it's the same flame. Okay, it's the same, so this flame is like a symbol of the spirit of the Olympic Games. Orașele în Grecia se bat cine va găzdui următoarea, următorul traseu să treacă torța prin orașul respectiv. Și în fiecare oraș acum se organizează evenimente în zilele în care este acolo, se odihnesc sportivii ca să se ducă mai departe.
focul pleacă din Olimpia și ajunge în Atena. În Atena, în Panathinaikon, în statul cel mare, începe drumul spre străinătate, spre unde trebuie să ajungă torța. În timp, ordinea probelor olimpice s-a modificat de nenumărate ori. Au apărut și alte întreceri sportive, cursa de 400 de metri de astăzi, dar și dolichos, comparabilă cu proba de 5.000 de metri. În acele vremuri, femeilor le era interzis să ia parte la competiție. Participarea la Jocurile Olimpice Antice era limitată la cetățenii greci de sex masculin, născuți liberi. There were four Olympics. I mean, the Olympics started back in 776 BC, almost 3000 years ago. But there were four ancient locations of Olympics in Greece. There was Olympia, Nemea, Isthmia and Delphi Games. Grecii, și nu numai, ajungeau acolo că se cerea un sfat care avea legătură cu viitorul. Deci se credea că Pythia avea secretele viitorului și dacă te duceai cu un cadou care ar trebui să fie cel mai frumos cadou și cel mai scump, da? Temple, aur, ce avea fiecare oraș, primea un mesaj care a fost interpretat de fiecare dată după cum a vrut fiecare. Deci Pythia nu dădea mesaje clare, să zicem așa. Trebuia fiecare să fie în stare să descifreze singur. Foarte interesant este să vedem de ce a vrut toată lumea să participe la Jocurile Olimpice din Antichitate. Care a fost premiul? Care a fost... Ce dădeau sponsor de atunci? Deci sponsor de atunci nu dădeau decât Cotinos. Cotinos este numele coroniței care se dădea la sportivii care ajungeau primii, care finalizau cu succes orice probă sportivă. La jocuri din Olimpia, bineînțeles că se dădea o coroniță din maslin sălbatic, care era luată chiar din pădurea asta sacră pe lângă templul lui Zeus. La Nemea se dădea la început tot o coroniță din frunze, din crengi din maslin și ulterior au schimbat și dădeau din frunze din țelină. Țelina dădeau și la Isthmia, dar și acolo, nu știm de ce, s-a schimbat și apoi dădeau din frunze de pin. Deci coronița din pin. Pe când la Delphi se dădea o coroniță din dafin sau de palmieri. Ideea revenirii Jocurilor Olimpice în actualitate a venit din partea francezului Pierre de Coubertin la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ca o curiozitate legată de România, unul dintre cei mai importanti susținători financiari ai competiției a fost Evaghelie Zappa, născut într-o familie de români stabilită în țara noastră. În ceea ce privește Jocurile Olimpice moderne, aici avem o poveste foarte interesantă care începe chiar de aici, din România. Un grec stabilit în România, care a făcut bani aici, a făcut o avere la Broșteni, tot timpul a direcționat bani către Grecia sau către România și se făceau școli, clădiri foarte interesante, Zapio Mevar, de exemplu, care tot e legat de Jocurile Olimpice, a decis să financeze renovarea stadionului 100%. Deci cu bani făcuți în România au ajuns în Grecia să renoveze stadionul pentru primele Jocurile Olimpice care au avut loc în perioada modernă. Pe locul fostei arene antice a fost ridicat stadionul construit în forma literei U și care a reunit pentru prima dată după 2000 de ani 241 de sportivi din 14 țări. Aceștia au concurat în cadrul a 9 sporturi, iar la ceremonia de deschidere a asistat un număr record de spectatori, 80.000 de persoane. Panathinaikon este singurul stadion din marmură din lume și are și o formă unică, pentru că s-a păstrat forma inițială. Când s-a construit, încă nu erau stabilite toate regulile de arhitectură pentru stadioane. Deci este ceva unic și ceva care a fost începutul și modelul pentru stadioane care s-au construit după aceea.
erau recunoscuți pretutindeni. Onorurile pe care le primeau eroii sportului se apropiau de cele ale conducătorilor vremurilor. Ei primeau nu doar recunoașterea generală, ci și daruri materiale. Sclavi, cai, obiecte de valoare și bani erau scutiți de impozite și căpătau o pensie viageră. Încoronarea învingătorilor se făcea în fața templului lui Zeus, fără public, într-o ceremonie sobră. Numele lor erau trecute în tablourile de onoare ale olimpiadelor și abia după asta învingătorii defilau în fața mulțimii, în aclamațiile entuziaste ale tuturor celor prezenți. Unora dintre ei li se făceau statui, multe dintre acestea păstrându-se intacte până în zilele noastre. How many hours have you spent doing that? Is it 1,000 hours? Is it 2,000 hours? Now whether we prove that 10,000 hours is the reason why people do amazing things, it can make a difference between us and our peers. But we got to put in the time. There's no shortcuts. People think, okay, well, maybe I can shorten this. No, you can't. I mean, 10,000 hours implies that you become a professional at what you do. Ceva comun, indiferent de locul de unde se țineau concursuri sportive, fiecare eveniment se încheia cu o masă mare pentru toți, bineînțeles pentru câștigători, dar pentru tot orașul, pentru toți implicați. Deci, asta putem să-l vedem și astăzi, că se întâmplă tot ce organizăm noi în Grecia, se încheie cu o masă mare pentru toată lumea. Vechii greci aveau o alimentație extrem de diversificată, fără a promova excesele alimentare și opulența culinară. Ei își începeau ziua cu un mic dejun ușor, pâine înmuiată în vin. Ciorbele erau considerate mâncarea sărăcimii, iar legumele erau consumate crude sau fierte, pregătite deseori sub forma salatelor. Muzilicii cuzină ήταν από ανάγκη. Η Ελλάδα σαν Ελλάδα είναι φτωχό μέρος, δεν έχει πολλά πράγματα. Οπότε οι άνθρωποι τρώγαν, ήταν χορτοφάγια από ανάγκη. Δεν ήταν πεποίθηση, δεν ψάχναν, δεν θέλανε να γίνουν χορτοφάγια, ήταν από ανάγκη. Τρώγαν όσπρια, τρώγαν λαχανικά, λίγο κρέας από κυνήγι, λαγούς, πουλιά. Το χοιρινό, είχαν κάποιο χοιρινό ή κάποιο κατσίκι στο σπίτι να φάνε, αλλά λίγο. Δεν τρώγανε εύκολα κρέας. Οπότε ήταν από ανάγκη οι χορτοφάγοι. Και οι μεσογειακοί διατροφικοί το είχαν πολύ λάδι, ήταν πιο εύκολο το λάδι. Ήταν αυτό που θεωρούμε τώρα πρότυπο διατροφής, ναι, γιατί η ανάγκη τους είχε κάνει έτσι και δεν τρώγανε. Τρώγανε υγιεινά, γι' αυτό και ήταν γεροί. Όλες αυτές οι θεωρίες ότι είχαν βρει το μυστικό της ζωής, η ανάγκη τους είχε κάνει έτσι. Αλλά ήταν μια συνταγή που είναι καλή. Κρέαζα μόνο στις θυσίες. Και όλη αυτή η ιστορία, ότι ποιος θα φάει, πώς θα κάνει. Μοιράζαν κρέας, αλλά ήταν μόνο στις γιορτές. Δεν είχε. Μα και τώρα, μέχρι τελευταία στην Ελλάδα, στις γιορτές τρώγαν κρέας. Δεν υπήρχε όλο που τρώμε τώρα πια συνέχεια κρέας. Μόνο στις γιορτές να φάει κάποιος κρέας. Οπότε αυτή η διατροφή έχει κρατήθει και υπάρχει ακόμα. Οι αθλητές ξεκίνησαν πρώτοι και κατάλαβαν ότι το κρέας δίνει δύναμη. Αυτή ήταν η πρώτη. Γιατί όταν ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, στην αρχή υπήρχε, τρώγανε ξηρά τροφή. Δηλαδή η τροφή τους ήταν ξερά σίκα, ψωμί και τυρί. Αυτό τρώγανε. Για 100-150 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, Αυτό ήταν η διατροφή για τους Ολυμπιονίκες. Κάνα δίαιτα, κάνα την άσκησή τους, αλλά το φαΐ τους ήταν πολύ συγκεκριμένο. Πολύ ξεράσει και τα σίκαρη είναι superfood, άμα το σκεφτείς έτσι. Είναι πολύ συμπυκνωμένη τροφή. Για 100-150 χρόνια ήταν αυτό. Μετά ξεκινήσανε, μετά αρχίσαν να τρώνε κρέας. Grecii foloseau de multe ori condimente, băuturi și preparate cu rol în stimularea digestiei, iar vegetarianismul era o practică obișnuită. Până când celebrul matematician și filozof Pitagora, deși vegetarian, a venit cu ideea că pentru a ajunge campion, sportivii au nevoie să consume carne. Γιατί καταλάβανε ότι το πολύ κρέας δίνει δύναμη. Δίνει δύναμη. Δηλαδή, οι προπόνησεις που κάναν έξω από την άθληση, το φαγητό ήταν κρέας. Και μάλιστα το είχαν ξεχωρίσει. Οι πυγμάχοι, νομίζω, τρώγαν ποδινό, οι παλαιστές χοιρινό και οι δρομείς κατσικίσιο. Επειδή τρέχει το κατσίκι πολύ, τους έκατσε
Ναι, είχαν και κατηγορίες. Τότε αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι το κρέας δίνει δύναμη. Μέχρι πριν ήταν χορτοφάγη. Δεν είχε, όπως ήταν όλοι οι Έλληνες. Και αυτός που ξεπέρασε κάθε όριο ήταν ο Μήλων, ο Κροτονιάτης, από τον Κρότονα, ένας παλιστής, ο οποίος είχε κερδίσει 6 Ολυμπιάδες. Ναι, 25 χρόνια κέρδιζε διαφορετικές Ολυμπιάδες. Παλιστής ήταν κάτι. Αλλά λένε ότι έτρωγε 10 κιλά κρέας τη μέρα, 10 κιλά ψωμί και 10 λίτρα κρασί. Το χρησιμοποιούσαν και σαν καλλιντικό το λάδι. Αλλά και στην καθημερινή ζωή και στους αγώνες, οι αθλητές, οι παλαιστές βάζουν οπωσδήποτε μέχρι τελευταία για να μην μπορεί να πιάσει ο ένας τον άλλον, γι' αυτό το λόγο επίσης για να γλιστράνε. Αλλά κάνει καλό στο δέρμα. Μέχρι πάντα το συνηθίζαν και επίσης το λάδι το αρωματίζαν. Δηλαδή όταν βάζαν άρωμα στο σώμα, ήταν, αυτό το κάνουν ακόμα στην Ινδία. Στα μαλλιά τους βάζουν λάδι με άρωμα. Για να δεν είναι τα αρώματα όπως τα έχουμε εμείς. Τα αρώματα ήταν λάδια. Μέσα σε έλαια βγάζανε το άρωμα. Και τα λάδια ήταν και διατροφή και φάρμακο. Πολλά φάρμακα τα βάζανε μέσα σε λάδι, αλλά και καλλιντικό. Το καλύτερο καλλιντικό είναι στο δέρμα, το λάδι διορθώνει τα πάντα. Το μόνο super food που υπήρχε ήταν το κρεμμύδι και το σκόρδο. Όσο περίεργο κι αν είναι, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Όταν χτίζαν τις πυραμίδες στην Αίγυπτο, τρώγανε τεράστιες ποσότητες σκόρδο και κάποια στιγμή όταν δεν τους πήγαν, δεν είχαν ξεμείνει από σκόρδο, έγινε διαδήλωση. Η πρώτη διαδήλωση στην ιστορία έγινε επειδή δεν πήγανε σκόρδο στους εργάτες που τρώγανε πάρα πολύ κρεμμύδι και πολύ σκόρδο, γιατί ήταν πολύ δυνατή τροφή. Τρως κάτι και σε κρατάει. Αυτό ήταν το μόνο super food, αλλά όλα που λένε δεν υπήρχαν υπερτροφές. Eroii olimpiadelor acumulau o serie de frustrări din cauza atenției pe care trebuiau să o acorde fiecărui aliment în parte. Astăzi, medicii care însoțesc delegațiile olimpice sunt extrem de precauți în fixarea porțiilor de mâncare și alimentelor potrivite efortului fizic. Vom vedea în scurt timp, la Paris, defilarea tuturor reprezentanților țărilor participante, odată cu deschiderea celei de-a 33-a ediții a Olimpiadei de vară. Și nu oricum, pentru că, pentru prima dată în istoria Jocurilor Olimpice, defilarea nu va mai avea loc pe un stadion, ci chiar pe Sena. Sportivii vor naviga pe ambarcațiuni personalizate, fiecare dintre acestea purtând culorile țării pe care o reprezintă. Cu siguranță vom fi și noi acolo pentru a ne bucura de frumusețea curselor, de sportivitate și pentru a simți emoția noilor recordmeni olimpici. Pe sâmbăta viitoare! Program disponibil pe primaplay.ro.